Autostrăzile din Moldova vor fi finanțate parțial prin PNRR. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. În PNRR sunt prevăzuți 2,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8, care ar urma să lege Moldova de restul țării. Peste 80% dintre medicii suceveni sunt vaccinați anticovid, iar medicii de familie sunt rugați să sprijine campania de vaccinare. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost aprobat definitiv joi de Consiliul Ministrilor de Finanțe din Uniunea Europeană. Acest aviz a fost ultimul pas înainte ca România să poată primi fondurile europene. La capitolul Infrastructură, în PNRR sunt prevăzuți 2,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8, care ar urma să lege Moldova de restul țării. Consiliul Ministrilor de Finanțe din Uniunea Europeană a aprobat joi Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Este vorba de un program în valoare totală de 29,2 miliarde de euro, care pe hârtie propune investiții și reforme profunde. După obținerea avizului final, România poate acum să solicite avansul de 3,7 miliarde de euro, reprezentând 13% din suma totală. Una dintre cele mai mari alocări a fost făcută pentru domeniul infrastructură. În total, România își propune să construiască 434 de kilometri de autostradă și 52 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, să amenajeze 625 de hectare de perdele forestiere, să implementeze un nou sistem de taxare pe principiul poluatorul plătește și să înnoiască parcul auto. De asemenea, se propune modernizarea a 311 km de cale ferată, electrificarea a 100 de km de cale ferată și construirea a 12,7 km de rețea de metrou. Una dintre cele mai mari sume de la capitolul infrastructură rutieră a fost alocată pentru autostrăzile A7 și A8, care vor lega Moldova de restul țării. Este vorba despre investiții de 3,6 miliarde de euro, dintre care 2,2 fonduri prin PNRR. Cea mai mare investiție o reprezintă autostrada A7 pe traseul Ploiești-Pașcani. Autostrada, care va avea o lungime de 319 km, va costa 3 miliarde de euro, dintre care 1,9 miliarde din PNRR. De asemenea, fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi alocate pentru două tronsoane din autostrada A8 Târgu Mureș-Iași. Este vorba despre tronsonul Târgu Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Moțca. Valoarea estimată a investiției pentru cele două tronsoane este de 527 de milioane de euro, dintre care 332 de milioane sunt fonduri prin PNRR. Prin realizarea acestor investiții, România își propune să elimine jumătate dintre punctele negre care plasează țara noastră pe primul loc în Europa la numărul deceselor în accidentele rutiere. Peste 80% dintre medicii care își desfășoară activitatea în spitalele din județul Suceava, centrele de dializă și Serviciul Județean de Ambulanță s-au vaccinat împotriva noului virus. La aceste procente se mai adaugă 10 de medici care au trecut prin boală. Anunțul a fost făcut de prefectul Alexandru Moldovan. Oficialul a spus că a cerut statistici cu privire la numărul angajaților vaccinați de la toate primăriile județului Suceava și de la instituțiile publice care fac parte din Colegiul Prefectural, respectiv Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Numai puțin de 414 medici din totalul celor 513 care își desfășoară activitatea în spitalele județului Suceava, precum și în centrele de dializă ori Serviciul Județean de Ambulanță, s-au vaccinat împotriva noului virus. În procente, înseamnă 80,70% din numărul total al medicilor. Totodată s-au imunizat 62,83% din totalul asistentelor medicale. La aceste cifre se mai adaugă aproape 160 de medici și asistente care au trecut prin boală. La Spitalul Județean Suceava, dintr-un total de 246 de medici, avem vaccinați în momentul de față 204 medici, deci cu un procent de 82,93%. La Spitalul Municipal Rădăuț, dintr-un total de 59 de medici, avem 55 vaccinați, deci avem un procent de 93,22%. La Spitalul Municipal Cumpulum, din 27 de medici, toți 27 sunt vaccinați de 100%. La Spitalul Municipal Fălticeni,
Din 51 de medici care deservesc spitalul, avem 43 vaccinați, 84,31%. Mai avem două spitale, un spital de psihiatrie Crun și Siret, în care și un centru arbitru de dializă, o unitate privată, în care procentul este de 100%. Procentele sunt mai scăzute în rândul medicilor de la ambulanță, pentru că mulți dintre ei au trecut prin boală. Apoi, în statistică, apar doar 9 medici vaccinați dintre cei 16 angajați de DSP. Doctorul Dana Costea, din cadrul instituției sanitare, a explicat că în evidența numerică au fost prinși inclusiv medicii rezidenți care nu își desfășoară încă activitatea în DSP. Pe de altă parte, Alexandru Moldovan a declarat că a cerut statistici cu privire la numărul angajaților vaccinați de la toate primăriile județului Suceava și de la instituțiile publice care fac parte din Colegiul Prefectural, respectiv Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Ca să rezolvăm problema vaccinării, avem nevoie de implicarea tuturor cadrelor medico-sanitare din județ cu atribuții în îngrijirea medicală a populației, susține purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică Suceava. Gabriela Băncilă a declarat că instituția pe care o reprezintă a făcut un nou apel la medicii de familie să se implice în sprijinirea vaccinării anticovid. În prezent, doar 45 dintre cei 280 de medici de familie din județul Suceava vaccinează la cabinetele individuale. Direcția de Sănătate Publică Suceava se confruntă în continuare cu o uriașă lipsă de medici care să sprijine campania de vaccinare anticovid. În județ sunt doar 13 centre de vaccinare funcționale. Pe de altă parte, doar 45 dintre cei 280 de medici de familie care își desfășoară activitatea în cele 114 localități ale județului vaccinează în cabinete individuale. Avem 280 de medici de familie și doar 45 dintre ei vaccinează în cabinete individuale. Unii se deplasează și la domiciliu. Sunt puțini raportat la numărul total de medici de familie din județ. Ca să rezolvăm problema vaccinării, am avea nevoie de implicarea tuturor cadrelor medico-sanitare din județ cu atribuții în îngrijirea medicală a populației, a declarat Gabriela Băncilă, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava. Conducerea instituției sanitare le-a transmis o adresă medicilor de familie, prin care le cere să se implice în campania de imunizare. Pe de altă parte, președintea Asociației Medicilor de Familie din Suceava, Irina Franciuc, susține că datele statistice ale DSP-ului sunt eronate. În județ și-ar desfășura activitatea doar 263 de medici de familie și că mai bine de jumătate dintre ei ar fi implicați deja în activități de vaccinare anticovid, unii în centre, alții în cabinete individuale. Cei care nu se implică ar fi fost descurajați de proceduri birocratice, de volumul foarte mare de muncă. Irina Franciuc a mai spus că mulți dintre colegii săi sunt în vârstă și că ar trebui să muncească peste programul impus prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că nu sunt degrevați de celelalte sarcini pe care le au în cabinet. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Prefect nou și vechi, dar dintr-o dată lucrurile care nu erau cu putință se sunt pot. Cu putință. Și nu doar că se pot, că ca să ajungă ele la noi, că le-am solicitat noi cândva vechii administrații interimare de la prefectură, ci sunt utile până la urmă, nu? Da, pentru că lumea trebuie să știe, domnule, adică mă duc la spital. Bun, dar eu am auzit că la spital nu se vaccinează cadrele medicale. Și acum știi că la Spitalul Județean Suceava din 246 media la medici 80%. Pe județul Suceava. Deci da. În Spitalul Județean Suceava din 240 ceva de medici, 42 nu sunt vaccinați. La Câmpul Moldovenesc sunt vaccinați toți, deci numai la medici. Nu vorbim și despre asistente medicali. Și e un procentaj bun, bunicel, nu e foarte bun. Adică da, la Câmpul Moldovenesc unde este 100%, pentru că vorbim despre cadre medicale și lumea când se uită la chestiunile legate de COVID, se uită la cadrele medicale în primul și în primul rând. Și nu? Mai ales la cele care sunt reticente sau declarat împotriva vaccinării. Dar e o demonstrație a faptului că la prefectura Suceava a venit un prefect, așa, și că altfel este abordarea și față de pandemie și față de comunicare. Deci sunt două chestiuni distincte.
domnul Moldovan comunică mai des, bine că are și ce comunica. Că vechea administrație interimară, așa cum a subliniat, nu avea ce comunica pentru că nu făcea. Ori acum s-a schimbat situația. Sau nu se pricepea, poate că na, făcut să funcționeze ceva, sigur a făcut. Că ești și foarte extrem de tânăr și neobișnuit cu funcții importante. Ori Alexandru Moldovan a mai fost prefect și el, înainte de a fi prefect, prima oară... începuturile pandemiei. Era șef de birou la Consiliul Județean, șef de secție sau cum se cheamă la ei. Deci un pic și de experiență, și de viață, știi? Și altfel se uită și cei de la instituțiile publice la tine. Că dacă te vede așa mai tinerel, zice, lasă-mă și pe ăsta. Plus că era interimar. Ori aici nu mai discutăm. Domnul Moldovan are o vârstă, bine, nici el nu e bătrân, dar are o altă vârstă, are o altă experiență de viață și este explicabil. Dar și deschiderea lui. Eu cred că în cazul administrației interimare era și teamă, nu știu. Cred că, domnule, să nu mă supăr cu ăla, să nu... deranjez. Să nu-și compromită o viitoare carieră, da, poate, să din nu deranjez. Mai bine stai în banca mea, ce mi-au cerut ăștia la presă, să spun eu câți de la Comitetul pentru Situații de Urgență sunt vaccinați. Dar ce să mă bag eu? Nu e treaba mea. Ori acum domnul Moldovan culege informațiile acestea și de la primărie, am văzut că a făcut o solicitare să vedem cum se va termina ea, și de la instituțiile care sunt reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Și în Colegiul Prefectural. Da, pentru că asta este foarte important. Adică stai, tu îmi spui mie ce să fac, tu, Colegiul Prefectural și tu, Comitet pentru Situații de Urgență, că n-ai voie aia, că aia n-ai voie, ea și te vaccinează, pe ea te văd pe tine. Despre asta e vorba. Și, repet, nu, mă rog, noi am cerut și nominal, știind bun, că lucrul acesta nu se poate, pentru că e cu dar date personale. Lucruri, nu știu, procentuale, date procentuale, n-are nimeni, păi niciun motiv să nu dea mai departe către populație. Pe de altă parte, Gabriela Băncilă, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, îi roagă pe medicii de familie să se implice mai activ în campanie de vaccinare, în condițiile în care din 280 de medici de familie din județul Suceava, doar 45 vaccinează în cabinetele individuale. Bun, aici e de discutat pentru că parte dintre medicii de familie sunt în centre lucrează de vaccinare. În centre de vaccinare. Da? Ok, asta e un îndemn bun care trebuia făcut până acum, dacă până a venit prefectul ăsta, nu, DSP-ul n-a făcut lucrul ăsta, că putea să-l facă. Asta e treaba DSP-ului. Să aibă astfel de inițiative sanitare. Bineînțeles, asta e treaba DSP-ului. E un problemă, adică în fiecare localitate ar trebui să fie un medic care să se ocupe de vaccinare. Că mai discutat că sunt distanțe lungi, mai vii la oraș, mai vezi că e coadă, te descurajează, așa, da, dacă e la tine. Caravana vine dacă caravana, se adună dacă, mai mulți, da, oameni. Și medicul de familie, altă legătură are cu cetățeanul, pentru că în orice localitate, când doare pe un om ceva, unde merge? La medicul de familie. Și îl știe mai bine, îl știe de câțiva ani. Știe istoricul. Da, așa, și zice, domn doctor, dar matale, ce spui? Știi? Da, vaccinează. Da, dacă spui matale, că mai mare încredere are medicul din sat decât de medicul pe care îl vede la televizor. Sau și la este un centru și este firesc, da, de vaccinare, nu știu, fie el. Da, îndemnul ăsta este bun, dar am crezut că DSP-ul roagă și clinicile private să, știi că am o problemă, să contribuie și ele cu ceva. Tot așa, pe rugăminți, că aici la noi nu mai trebuie să te rogi. Păi da, știi, păi, asta, să te rogi frumos. Și la vaccin tot rugăminte e. Da, față, nu, de oameni, da, să se vaccineze. Nu, dar eu nu zic, las, da, e tot rugăminte, e altceva. Dar tu ești DSP și tu te rogi de fiecare. Te rogi de fiecare pentru că suntem delicați, suntem, dar apropo de asta cu DSP-ul, că acum a venit, nu de mult, știi, asta ce s-a discutat cu antivirale din bazar. Asta din Rusia și din Ucraina. Că, domne, că nu se mai, să nu se vândă așa. Și a trimis și DSP-ul comunicat, zice, da, DSP-ul ce spune? Da, vindeți în bazar. Normal că zice că nu. Și că să nu se vândă, că medicamentele se vând numai în farmacii, că ele se vând numai dacă au aprobarea agenției medicamentului de la noi. Dacă sunt autorizate. La, 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 la. Ok. Da, normal că DSP-ul are. Și să fie mai atenți la vamă. Păi ăștia bagă țigări și rachiu toată ziua și niște pastile. Dar ce să uite la niște pastile? Așa. Da, o chestiune. Deci e atitudine corectă că instituția statului, dar n-avea să spună să încurajeze. Însă, atenție.
Știm că nu sunt acreditate astea și am discutat ieri de ce nu sunt acreditate, pentru că vin din Estul Europei și noi suntem mai catolici decât nemții, suntem francezii, europeni, italienii, decât... olandezi și așa mai departe. Dar asta e o chestie și eu aș pune, bine, comunicatul e semnat de Gabriela Băncilă, purtătoarea de cuvânt, dar informațiile sunt date de doamna director executiv Farm, ursul Macist. Polar, farmacist, Olivia Newton-John, Ioana Vlad. Dumnei. Și am să te rog pe tine, poate face o emisiune cu dumnei, zice, doamna farmacistă. E pasajul ăsta. Nu se pune problema eficienței acestor medicamente și a recunoașterii lor oficiale câtă vreme nu dețin avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a dispozitivelor medicale de România. Băi, dacă o prinzi pe doamna asta, care stă în colivia acolo, dumnei nu iese, o pune numai pe Gabriela Băncilă să vorbească cu presa, rog-o să jure pe roșu. Când era ea, cred că a prins și ea cu pionierii sau... Așa era când eram mici. Când ziceam ceva, bă, dar jur pe roșu. Pune-o să jure pe roșu pe doamna Farm, că nu sunt eficiente medicamentele astea. Păi, dar pui să jure pe roșu. Să jure ea că știa. Dar să spună de unde știe că nu sunt eficiente. Când medicamentele astea antivirale au fost aduse de date de medici în țară, în unul din valurile anterioare, și date aduse de el în țară și date medicilor să fie administrate pacienților. De ce medici din România au prescris asta? A, zice aici că nu se iau medicamente fără să consulți medicul. Asta este corect. Am e de și bun simț. Dar să spui că nu sunt eficiente. Că nu se pune problema eficienței. Cum nu se... Dar cum? Dar ele sunt foarte eficiente. Asta este verificat. Păi dacă doamna Farm înseamnă că toți care au luat medicamentele astea au murit. Păi dacă mureau toți, erau nu știu cât mortalitatea. Dar doamna Farm, cum poate să spună așa ceva când mii de oameni s-au salvat cu medicamentele astea? Mii, zeci de mii poate. Zeci de mii au luat tratament cu antivirale din bazar și de pe unde au mai cumpărat. Sau poate direct din Republica Moldova, Ucraina. Sau direct, da. Că poate da, și l-au luat din farmacie. Da, și chestia asta. Deci că nu se pune problema, e o minciună, asta e o minciună crasă, de s-o pui să jure pe roșu. Din ce știu eu de la medici, da? Este că au puține reacții adverse și că ajută în formele ușoare spre medii de COVID. Așa. Că nu sunt, e clar că nu sunt autorizate la noi în țară. DSP atrage atenția că probabil aceste medicamente au intrat ilegal în România. Probabil. Probabil. Așa. Și mai e o chestie. Deci, cum spune aici, nu se pune problema eficienței câtă vreme nu dețin avizul Agenției Naționale a Medicamentului. Auzi? Dar tratamentul... Dar de ce nu avizează? Dar de ce nu le producem noi, antiviralele cu substanța asta? Auzi, dacă îmi lua Donald Trump niște tratamente și nu erau avizate în România, Donald Trump de nebună. Și uite când... Și nu erau avizate, erau la nivel de trials, da, și în Statele Unite ale Americii. Președintele Statelor Unite l-a primit cu siguranță, dar tu îți dai seama în cunoștință că de cauză că și cu turma deci, de medici. Nu că e Donald Trump. Președintele... Ba da, e președintele Statelor Unite. Dar nu putea să-l cheme era, altfel. Da. Președintele Statelor Unite își permite cineva să-i dea se lui... Să administreze un medicament. Un medicament să-i facă rău, până la făcea pușcărie pe viață. Îl băga după pe scaun care, electric. Ce să vezi, medicamentul respectiv a fost avizat. Dar nu este nicio mirare. Din moment ce a luat președintele Statelor Unite, era normal. Era ca și avizat. Dar cum poți să spui că din moment ce nu e avizat de agenția de la noi, da, în general vorbim. Păi, dar lumea asta sunt dar medicamente. Dar rușii vor să se omoare între ei nu, cu medicamentul nu ăsta? Nu zic de ruși, la ei oricum sau ucrainenii, da, sau cei la care este da, avizat, nu, sau moldovenii. Dar cum poți să spui cu un medicament care nu e avizat de... La noi nu e eficient. Nu e eficient. Sunt atâtea în lumea asta la care noi nu avem acces și ele sunt avizate pe la americani, pe la australieni, pe la japonezi și chiar prin Europa, dar dacă nu e la noi, mai nu e la noi, nu e bun. Și acum chiar e o chestiune birocratică. Nu, care poate chestie, salva vieți. Nu, asta e o chestiune de politică. Eu ți-am mai explicat ieri. Tu nu m-ai ascult niciodată când vin aici? Ba da, te ascult. Dar mi-e greu să mă duc cu gândul la mama Rusia. Nu. Deci e o chestiune de politică. Despre asta e vorba. Da? Mulțumesc pentru discuție. Rămâne cum ai stabilit. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.
Direcția de Sănătate Publică a mai primit săptămâna aceasta aproximativ 6.000 de doze de vaccin antigripal. În total, în județ au ajuns până acum aproape 15.000 de doze de vaccin antigripal, care sunt pentru imunizarea copiilor și bolnavilor cronici înscriși la medicul de familie. Până acum nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, însă peste 2.000 de suceveni suferă de viroze sau pneumonii. Pe 14 octombrie, Direcția de Sănătate Publică Suceava a primit cantitatea de 8.950 de doze de vaccin VaxiGrip, pe care l-a și distribuit medicilor de familie, iar prioritatea la vaccinare o au copiii. Marți, pe 26 octombrie, a sosit un nou lot de 5.970 de doze, care se distribuie medicilor de familie din județ. Vor putea fi vaccinați antigripal copiii și bolnavii cronici catagrafiați. Potrivit DSP Suceava, în săptămâna 18-24 octombrie, în județul Suceava, nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, dar au fost raportate 1.561 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 20 de internări și 438 de cazuri de pneumonie, cu 99 de internări. Cele mai multe cazuri de infecții respiratorii acute, respectiv 458 cu o internare, au fost raportate la copii cu vârste între 5 și 14 ani. În ceea ce privește pneumoniile, au fost raportate 438 de cazuri, din care cele mai multe, 63 cu 7 internări, tot la copii cu vârste între 5 și 14 ani. Salvați Copiii atrage atenția asupra accesului limitat la servicii și îngrijire medicală. Ratele mortalității infantile din țara noastră sunt excesive raportat la alte țări europene. Vârsta medie a nașterii primului copil în cazul mamelor minore din zonele rurale defavorizate din România este mai mică de 16 ani. Sunt mame care la nici 23 de ani împliniți nasc deja al cincilea copil. Suceava se află în topul județelor cu cele mai multe mame adolescente. Riscul de prematuritate este agravat de lipsa accesului la servicii medicale. Despre toate acestea, dar mai ales despre cum o echipă complexă se străduie și chiar reușește să îmbunătățească situația la Suceava, s-a vorbit într-o conferință de presă online. Suceava este unul dintre cele 16 județe din țară în care Salvați Copiii derulează un proiect prin care aproximativ 6.300 de gravide și mame adolescente beneficiază de servicii sociomedicale și educaționale. Filiala din Suceava lucrează acum în 3 localități pe acest proiect: Ciprian Porumbescu, Voitinel și Ilișești. Un lucru care mi-a creat o extraordinară emoție. Am avut astfel de sesiuni de informare în toate cele 3 localități, în Ciprian Porumbescu, în Voitinel și în Ilișești, și mi-aș fi dorit să fie cineva să vadă cu cât interes aceste fetițe urmăresc filmele care le arată cum anume crește o nouă viață înăuntru lor și cum anume se transformă corpul lor. Și aceste viitoare mămici, aceste fetițe mămici, își doresc să cunoască și își doresc să fie informate. Din nefericire, exact cum spuneam, foarte multe dintre ele renunță la școală, undeva în clasa a șasea, deja ele nu mai merg la școală din diferite motive și din cauza ignoranței ajung să intre în batalionul celor care vor fi copii cu copii în brațe. Prin intermediul echipelor locale din aceste 16 județe oferim suport socio-medical comunitar și consolidăm parteneriatele cu instituțiile locale și județene. Și până să începem ședința, v-am spus deja că avem o colaborare frumoasă cu instituția de cei de la Direcția pentru Sănătate Publică, cu Direcția pentru Protecția Copilului, cu asistenții medicale, asistenții comunitari, mediatorii sanitari din localitățile în care noi ne desfășurăm activitatea. Și un lucru foarte frumos, suntem de multe ori abordați din alte localități în care noi nu derulăm efectiv proiectul și ni se cere sprijin pentru mămicile care se află într-o situație dificilă. Situația de la Voitinel a pornit de la realitatea noastră, care o avem aici, la un număr de 92 de gravide,
cu un număr de 20 de gravide minore, vă dați seama că problemele sunt destul de serioase la noi. Ne-ați lăudat cum am reușit să facem analizele la gravide. Este foarte simplu, prin colaborare cu laboratoarele. Recoltăm analize de la gravide trimitere și trimitem analizele de sânge de la analize într-un loc cu bilet de trimitere. Și se rezolvă problema asistenței medicale, a analizelor medicale gratuite. Ecografiile le facem tot gratuit, pentru că mi se pare normal să fac o ecografie gratuită, mai ales la o viitoare mamă, care oricum se pregătește din punct de vedere material pentru viitorul copil. Și dacă mai încărcăm și noi financiar cu niște cheltuieli, problemele se schimbă. Un alt lucru care pe mine mă ajută foarte mult în activitatea mea este pregătirea asistenților mei medicali, care pot să spun că rar mai găsești așa ceva la ora actuală, asistenți medicali să fie așa de mult devotați meseriei lor, care și după orele de program merg în teritoriu, fac tratamente, caută, văd și rezolvă toate problemele medicale la nivelul competențelor. Avem o echipă foarte bună la Valea Moldovea, asistenta e foarte implicată, mai ales pentru mamele minore. Bine, pentru toată lumea, dar cu mamele minore are ea, așa, îi place să meargă acolo în teren, le duce la cabinete de planning, întâmpină greutăți pentru care are nevoie de transport, da? Să le ducă la humor, să le aducă, să e implicată asistenta. Dar împreună putem face lucruri frumoase. Și în ceea ce privește educația sanitară și intervenția în teren, numai colaborăm. Să avem acțiuni comune. Asta e părerea mea. Din păcate, pentru prevenție și pentru educație sanitară suntem puțini. Sunt singurul asistent pe promovarea sănătății într-un județ întreg. Norocul meu este echipa de asistență medicală comunitară, care este foarte implicată. Mulțumesc întregii echipe și în special dumneavoastră pentru modul în care desfășurați activitatea la Salvați Copiii. Eu apreciez munca dumneavoastră și de aceea vă dau tot sprijinul meu pe care îl putem oferi dumneavoastră și tuturor activităților care le desfășurați în comună pentru mame, pentru copii. Și de aceea încă o dată vă felicit și vă spun că aveți sprijinul meu necondiționat. Activitatea pe teren mie îmi place, este frumoasă. Cunosc 99% din copii. Mai puțin cei care au venit acum, deși am vizitat cei care au venit din străinătate. Într-adevăr, sunt și situații mai precare, pe care dumneavoastră, doamna Elena, le știți, le cunoașteți, cu mai puțină bunăvoință, dar îi ajutăm în continuare. Îi încurajăm să meargă la școală, îi încurajăm cu, în mod deosebit cu igiena, cu curățenia, cu insistăm asupra sănătăților, mai multă atenție, îi ajutăm să colaboreze cu medicul de familie, deși automedicația este mai la îndemâna lor. Văd foarte multe mame care vin și lasă copiii în centre. Pe motiv că nu au cu ce să-i crească sau nu mai vreau să mă refac viața, vreau un alt stil de viață și atunci vin și la statului. De aici pornește și dezinformarea lor. Cam Bun. Ce vârstă au fetele astea?
17-16 ani și mame care nu sunt minore, 18-19 ani, dar tot tinere. Asta arată faptul că ele nu știu la ce se înhamă, ele nu știu ce va urma. Au o imagine de ansamblu, probabil, foarte vagă, puțin conturată, iar când se trezesc, când au nasc cu realitatea, aș da seama că nu asta e ceea ce am vrut. Da. Adică putem spune că nu au inclusiv o pregătire emoțională pentru... Nu, nu. Iar acum, în timp ce au fost purtate discuțiile, mi-a venit așa în minte o idee de un program care cred că ar fi destul de bun de implementat. În momentul în care se face informarea în școli, să se facă chiar cu mamele care au trecut prin această experiență și să-și spună povestea cu bune și cu rele. Cred că ar avea un alt impact. Succesul programului nostru în zonele rurale defavorizate este tocmai interacțiunea aceasta individualizată, adică noi nu aplicăm niște rețete prestabilite, noi mergem la nivel de individ, la fiecare individ, la fiecare beneficiar acasă, facem o analiză a nevoilor și acționăm integrat. Cam asta este rețeta succesului pe care noi o și promovăm la nivel înalt, la nivel de Parlament și tot ce ține de propuneri legislative, intervenție integrată cu echipe mixte, asistenți sociali, asistenți medicali și mai ales parteneriate cu instituțiile locale și centrale. Pentru că fără aceste parteneriate și fără deschidere nu vom avea rezultate. Noi avem acest program în 16 județe, în 46 de comunități. Într-adevăr, este nevoie de finanțarea acestor echipe care să poată să intervină integrat. Noi decontăm transport pentru gravide la medicul specialist, decontăm ecografii, decontăm alimente de bază, facem sesiuni de informare cu privire la alăptare, cu privire la importanța vaccinării și cele mai importante din tot ce am văzut până acum sunt rețelele, cu mass media care promovează modelul nostru de bune practici și cu instituțiile care sunt deschise și care ne susțin tot timpul. Companiile pot investi în viața copiilor care au nevoie de îngrijire medicală urgentă și performantă prin încheierea unui contract de sponsorizare pe care îl pot trimite către susținător@salvaticopiii.ro, iar persoanele fizice au posibilitatea de a dona online pe salvaticopiii.ro/oxigen sau prin SMS la 8844, 2 euro lunar. Conacul Vârna Vliteanu din localitatea suceveană Liteni va beneficia de un amplu proces de restaurare pentru a deveni un centru de pregătire pentru restauratori, coordonat de Institutul Național al Patrimoniului. Acest lucru este posibil datorită aprobării unui împrumut aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în iunie anul acesta, la solicitarea Guvernului României și a Ministerului Culturii, condus de suceveanul Bogdan Gheorghiu. Propunerile Ministerului Culturii cuprinse în proiectul acordului cadru sunt realizarea a 8 obiective de investiții, consolidarea, restaurarea și modernizarea a 6 clădiri monumente istorice, Muzeul Național de Istorie a României, Teatrul Național și Opera Română din Cluj-Napoca, fosta garnizoană militară a Timișoarei, în scopul funcționării viitorului Muzeu Național al Revoluției Anticomuniste, așezămintele Ion I. Cebrătianu din București, sediu al Serviciului Colecții Speciale al Bibliotecii Naționale a României, vila și domeniul Florica de la Ștefănești, județul Argeș, date recent în folosința Muzeului Național Brătianu, conacul Vârna Vliteanu de la Liteni, județul Suceava, donat în acest an de domnul Iohannes Turza, statului român, refacerea și modernizarea clădirii Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova și construirea unui sediu propriu pentru Opera Națională Română de la Iași.
Consiliul de administrație al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat în iunie 2021 cererea de împrumut formulată de către statul român în cursul lunii mai 2021 ca urmare a memorandumului aprobat de guvern în ședința din 18 noiembrie 2020. Sprijinul financiar al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei reprezintă 80% din suma totală necesară pentru investiții, costul total net al proiectului fiind estimat la circa 270 de milioane de euro cu o perioadă de implementare de 7 ani. Pentru suceveni, acest acord reprezintă o investiție importantă într-o clădire cu o încărcătură istorică a județului nostru. Conacul Vârna-Vliteanu urmează să parcurgă un amplu proces de restaurare și să devină un centru de pregătire pentru restauratori coordonat de Institutul Național al Patrimoniului. Prin urmare, sucevenii se vor bucura de un centru care va contribui la dezvoltarea și consolidarea meseriilor implicate în protejarea patrimoniului arhitectural, dar și la specializarea profesioniștilor din muzee și instituții de cercetare, a transmis ministrul Culturii, deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu. Printr-un proiect european de 23,5 milioane de lei, la Câmpul Lung Moldovenesc vor fi construite 42 de locuințe sociale. De asemenea, va fi ridicat un centru cultural și recreativ, iar 18 străzi și mai multe trotuare vor fi reabilitate. Apartamentele vor fi cu 2 și 3 camere, iar pentru un alt centru cultural va fi modernizată și extinsă Vila Rung. La Câmpul Lung Moldovenesc vor fi construite 42 de locuințe sociale în baza unui proiect european în valoare de 23,5 milioane de lei, pentru care municipalitatea a semnat deja contractul de finanțare. Primarul Mihai Țănegură a declarat că este vorba de apartamente cu 2 și 3 camere. El a afirmat că, prin același proiect, va fi înființat un centru cultural și recreativ pentru tineret pe Strada Libertății. Va fi modernizată Vila Rung și va fi construită o anexă pentru derularea de activități cultural-recreative. Totodată vor fi reabilitate 18 străzi și trotuarele de pe 8 străzi. Mihai Negură a menționat că proiectul denumit Îmbunătățirea serviciilor sociale recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpul Lung Moldovenesc va fi finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 13, sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Maestrul coregraf Costinel Leonte împlinește o frumoasă vârstă pe 31 octombrie. Cu acest prilej, îndrăgitul artist a acordat un interviu în exclusivitate pe care îl veți putea urmări în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii Zvoare, realizată de colega noastră Mihaela Bârsan. Maestrul coregraf Costinel Leonte a vorbit în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate televiziunii Intermedia despre faptul că există riscul ca multe formații de amatori să se destrame în actualul context, de aceea crede că este nevoie mai mult ca oricând ca autoritățile să sprijine cultura tradițională. Din păcate, trecem printr-o perioadă foarte grea, ceea ce mie îmi dă niște semne și niște întrebări foarte mari referitor la viitorul tradițiilor în țară și în zona noastră. Pentru că, din păcate, în perioada scurtă în care s-a putut lucra, în vara asta, am observat că foarte mulți tineri au renunțat la mai veni la repetiții, la mai veni la formații. Vă referiți la amatori? La formații de amatori mă refer, bineînțeles. Având alte preocupări și la un moment dat auzind printre ei discuția că ar fi ceva rușinos ca să îmbraci un costum popular și ca să mai joci un joc tradițional românesc.
Totodată, artistul este recunoscător pentru toate lucrurile frumoase pe care le-a trăit în cei peste 40 de ani de activitate artistică la nivel profesionist, iar pentru ziua de naștere, pe care o va sărbători pe 31 octombrie, nu își dorește decât să fie sănătos. Probabil care a fost motivul pentru care eu am insistat să ne vedem în această perioadă, deși dumneavoastră sunteți foarte aglomerat. Vorbim de câteva săptămâni bune să facem această înregistrare. Vă mulțumesc mult că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și cu sprijinul prietenilor noștri de la depozitul de flori Sinfonia Florilor, dorim să vă oferim acest aranjament floral împreună cu toată dragostea iubitorilor de folclor, în semn de prețuire pentru tot ceea ce faceți pentru jocul popular, pentru păstrarea autenticului în folclorul românesc și sigur împreună cu un delicios tort oferit de către prietenii noștri de la cofetăria Ambianța. Știu că este unul care dumneavoastră vă place foarte mult, să-l mulțumesc, serviți cu ce ne vă face dumneavoastră plăcere, să fiți sănătos și tot ce vă doriți dumneavoastră la acest aniversar. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, cu adevărat o surpriză. Eu m-am gândit că ne întâlnim doar ca să discutăm anumite lucruri despre tradiția noastră din dansul popular românesc. Mulțumesc din suflet, e adevărat, am pășit pe al 61-lea an. Mulți înainte. Adică am împlinit 61, pășesc pe 62 și peste 40 de ani de activitate profesionistă. O viață de om. Care perioadă au fost și cu urcușuri și cu oborâșuri și cu bune și cu rele și cu mulțumiri și cu încercări și cu supărări și cu critici și cu laude, dar s-au combinat toate și s-au împlinit atât de bine încât m-au ajutat foarte mult în viață și vreau să spun cu sinceritate că sunt mulțumit de ceea ce am făcut până acum și dacă ar fi să o iau de la început, același lucru aș face. Întreg interviul filmat cu prilejul aniversării maestrului Costinel Leonte îl veți putea urmări în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii Izvoare, difuzată în premieră vineri 29 octombrie, apoi în reluare duminică 31 octombrie de la ora 16 și joi 4 noiembrie de la ora 15. Radu Ungureanu a fost golgheterul turului de campionat în seria 1 a Ligii a 3-a. Jucătorul bucovinei Rădăuți a marcat 6 goluri în 9 meciuri disputate în această toamnă. Bucovina Rădăuți dă golgheterul turului de campionat în seria 1 a Ligii a 3-a. Este vorba de Radu Ungureanu, autor a 6 goluri în primele 9 etape, printre care și un hat-trick în poarta Forestei. Celelalte goluri înscrise de gruparea rădăuțeană în tur au fost semnate de Ionel Stoian, 2 și Andrei Săhlean. Radu Ungureanu împarte primul loc în topul golgheterilor cu Eusebiu Mercaș de la CSM Pașcani, care a marcat 6 goluri. Podiumul este completat de Robert Ciobanu de la Șomuz Fălticeni cu 5 reușite. La totalul de 11 goluri înscrise de formația fălticeneană în tur au mai contribuit Alex Sahru și Andrei Alexandru cu câte 2 goluri și Vasile Chirilescu și Pino Gomez cu câte unul. Cu un gol averaj de 12-12, Foresta are al doilea atac din serie după Dante, dar și una dintre cele mai slabe apărări. Galbenverzi au punctat în tur prin Serghei Trofan și Karime Makongo câte 3 goluri, Robert Martin 2, Adrian Dorobanțu, Jordana Tuba, Marian Ilie și Abomoni Olovaseun câte unul. Toate cele 3 echipe sucevene din Liga a 3-a vor începe returul sezonului regulat în deplasare. Etapa de sâmbătă programează meciurile Hușana Huș, Forestea Suceava, Sporting Vaslui, Bucovina Rădăuți și CSM Bacău Șomuz Vălticeni. Toate cele 3 echipe sucevene vor juca în deplasare în prima etapă din returul Ligii a 3-a, ale cărei meciuri sunt programate sâmbătă de la ora 15. Foresta își apără locul de play-off în deplasarea de la Huș. Bucovina Rădăuți caută prima victorie din ultimele 4 etape pe terenul celor de la Sporting Vaslui, iar Șomuz Fălticeni joacă în fieful unei formații aflate în creștere de formă, CSM Bacău. În meciurile directe din tur s-au înregistrat următoarele rezultate: Foresta Suceava Hușana Huș 2-0, Bucovina Rădăuți Sporting Vaslui 2-1 și Șomuz Fălticeni CSM Bacău 2-1. Etapa a 10-a din Liga a 3-a, seria 1, mai programează meciurile Ceahlăul, Piatra Neamț, CSM Pașcani și Dante Botoșani, Știința Miroslava. La finalul sezonului regulat, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar ultimele 6 vor participa în play-out.
Clubul sportiv universitar din Suceava rămâne principala sursă de handbaliști pentru echipa națională de cadețe a României. Numai puțin de 8 jucători suceveni au fost chemați la lot pentru următoarea acțiune a tricolorilor. La stagiul centralizat de pregătire pe care echipa națională de cadeți îl va efectua în perioada 27 noiembrie la Sighișoara au fost convocați 8 jucători legitimați la Clubul Sportiv Universitar din Suceava. Este vorba despre portarul Dragoș Padovei și jucătorii de câmp Eduard Zarițchi, Ștefan Armanu, Daniel Stanciuc, Bogdan Niculae, Radu Codrin, Alexandru Focșăneanu și Matei Tancău. Federația Română de Handbal a organizat pe parcursul acestei luni o nouă acțiune din programul Plan Talent. Aceasta s-a desfășurat în 5 localități din România: București, Suceava, Timișoara, Baia Mare și Sighișoara. Reluat pe 10 octombrie la București, proiectul Plan Talent a continuat zilele trecute la Suceava. În sala de sport a școlii gimnaziale Ion Creangă au fost prezenți 95 de copii de la toate cluburile din zona Moldovei născuți în anii 2004, 2005, 2006, 2007. Coordonarea a fost asigurată de antrenorii Enis Murtazea, Ioan Tăcaciuc, Cătălin Ungureanu, Adi Brezan, George Călin, Stelian Bursuc și Vasile Boca. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! La noapte cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte. Izolat e posibil să se semnaleze ploi slabe sau burniță. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 7 grade Celsius. Sâmbătă, meteorologii anunță că valorile termice diurne vor marca o ușoară scădere față de ziua precedentă în majoritatea zonelor regiunii. Cerul va fi în continuare însă însorit, cu norări doar temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra sâmbătă între 16 și 17 grade Celsius. Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost aprobat definitiv joi de Consiliul Ministrilor de Finanțe din Uniunea Europeană. Acest aviz a fost ultimul pas înainte ca România să poată accesa fondurile europene. La capitolul infrastructură, în PNRR sunt prevăzuți 2,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8, care ar urma să lege Moldova de restul țării. Peste 80% dintre medicii care își desfășoară activitatea în spitalele din județul Suceava, centrele de dializă și serviciul județean de ambulanță s-au vaccinat împotriva noului virus. La aceste procente se mai adaugă 10 de medici care au trecut prin boală. Anunțul a fost făcut de prefectul Alexandru Moldovan. Oficialul a spus că a cerut statistici cu privire la numărul de angajați vaccinați de la toate primăriile județului Suceava și de la instituțiile publice care fac parte din Colegiul Prefectural, respectiv Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Ca să rezolvăm problema vaccinării, am avea nevoie de implicarea tuturor cadrelor medico-sanitare din județ cu atribuții în îngrijirea medicală a populației, susține purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică Suceava. Gabriela Băncila a declarat că instituția pe care o reprezintă a făcut un nou apel la medicii de familie să se implice în sprijinirea vaccinării anticovid. În prezent, doar 45 dintre cei 280 de medici de familie din județul Suceava vaccinează în cabinete individuale. Direcția de Sănătate Publică a mai primit săptămâna aceasta aproximativ 6.000 de doze de vaccin antigripal. În total, în județ au ajuns până acum aproape 15.000 de doze de vaccin antigripal, care sunt pentru imunizarea copiilor și bolnavilor cronici înscriși la medicul de familie. Până acum nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, însă peste 2.000 de suceveni suferă de viroze sau pneumonii. Salvați Copiii atrage atenția asupra accesului limitat la servicii și îngrijire medicală. Ratele mortalității infantile din țara noastră sunt excesive raportat la alte țări europene. Vârsta medie a nașterii primului copil în cazul mamelor minore din zonele rurale defavorizate din România este mai mică de 16 ani. Sunt mame care la nici 23 de ani împliniți nasc deja al cincilea copil. Suceava se află în topul județelor cu cele mai multe mame adolescente. Riscul de prematuritate este agravat de lipsa accesului la servicii medicale.
Conacul Vârnav Litanu din localitatea suceovană Liteni va beneficia de un amplu proces de restaurare pentru a deveni un centru de pregătire pentru restauratori coordonat de Institutul Național al Patrimoniului. Acest lucru este posibil datorită unui împrumut aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în iunie 2021 la solicitarea Guvernului României și a Ministerului Culturii condus de suceovanul Bogdan Gheorghiu. Printr-un proiect european de 23,5 milioane de lei la Câmpul Lung Moldovenesc vor fi construite 42 de locuințe sociale. De asemenea, va fi ridicat un centru cultural și recreativ, iar 18 străzi și mai multe trotuare vor fi reabilitate. Apartamentele vor fi cu 2 și 3 camere, iar pentru un alt centru cultural va fi modernizată și extinsă Vila Rung. Maestrul coregraf Costinel Leunde împlinește o frumoasă vârstă pe 31 octombrie. Cu acest prilej, îndrăgitul artist a acordat un interviu în exclusivitate pe care îl veți putea urmări în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii Izvoare, realizată de colega noastră Mihaela Bârsan. Radu Ungurianu a fost golgheterul turului de campionat în seria 1 a Ligii a 3-a. Jucătorul Bucovinei Rădăuți a marcat 6 goluri în 9 meciuri disputate în această toamnă. Toate cele trei echipe sucevene din Liga a 3-a vor începe returul sezonului regulat în deplasare. Etapa de sâmbătă programează meciurile Hușana Huș, Foresta Suceava, Sporting Vaslui, Bucovina Rădăuți și CSM Bacău Șomuz Vălticeni. Clubul sportiv universitar din Suceava rămâne principala sursă de handbaliști pentru echipa națională de cadețe a României. Numai puțin de 8 jucători suceveni au fost chemați la lot pentru următoarea acțiune a tricolorilor.